faceți? Cum a fost, bine v-am găsit. Cum a fost experiența de la Madrid? A fost foarte greu, pentru că e greu și în fața televizorului, dar parcă pe teren e puțin și mai greu, pentru că na, e altă atmosferă și e totul chiar sub ochii tăi și îți vine să intri pe teren și îți vine să pui tu mingea cu mâna și îți dai seama că nu poți să faci asta și e complicat. Na, a fost un meci greu pentru Simona, a fost un meci greu și pentru noi. Ce să facem? Asta e, dar se întâmplă. În continuare, Simona rămâne mare campioană și dacă va fi să fie Roma, cine știe, poate mergem și la Roma. Mulți români ieri în tribunele de la Caja Mágica din Madrid? Erau ceva români, bănuiesc că ora de vreme la care se desfășura meciul i-a oprit pe mulți, pentru că ei muncesc aici în Spania, noi suntem în vacanță, dar ei chiar muncesc, și atunci au fost destui, dar eu mă așteptam sincer să fie și mai mulți, după care am mers și la meciul lui Horia Tecău. De data asta Horia a avut mai mult noroc, a și câștigat, a trecut de prima rundă. Da. Na. La meci de seară, la Dominic Thiem, de exemplu, era sala aproape plină. Bun, cu distanțare, cu tot ce trebuie. Apropo de asta, impecabil organizat, impecabil arată turneul. Totul e minunat, toate de protecție sunt luate, e foarte bine. Asta vreau să vă întreb, cum a fost cu măsurile acestea de distanțare? Cum a fost cu capacitatea redusă la care a avut acces publicul, de exemplu? Da, sunt puțini oameni și te aștept să aud aplauzele la care s-auzeau odată, pe care le auzeam odată pe vremuri la televizor, când se ridica stadionul în picioare. Sunt foarte curios cum o să fie azi atmosfera și cum o să fie azi la meciul lui Nadal. Merge și la acesta? În jur de ora 3. Da. Nadal joacă undeva spre ora 3. Nu, totul e foarte bine organizat. Din fericire, oamenii aici sunt extrem de precauți și pe stradă oamenii poartă mască în continuu și la stadion și peste tot. N-am văzut pe cineva cu masca sub barbă, n-am văzut. Dacă s-a întâmplat să uit, după ce am băut o gură de apă, să-mi pun masca, imediat a venit cineva și m-a avertizat că nu am voie să fac asta. Deci oamenii sunt foarte... sunt civilizați, ce să zic, mai mult. Voiam să vă mai întreb, domnule Manole, cum a fost ipostaza aceasta de a participa din nou la un show cu spectatori? Dumneavoastră știți despre ce este vorba, ați experimentat în ultima perioadă, din păcate, spectacole fără spectatori. Cum a fost să participați din nou la un eveniment la care simțiți suflul publicului aproape? Păi, în primul rând că e foarte emoționant. E foarte emoționant și cu siguranță toată lumea se bucura că e acolo. Meciul Simone a fost un motiv de întâlnire pentru mulți oameni acolo pe stadion și într-adevăr oamenii, există un soi de emoție care înainte nu era și îți dai seama că ești privilegiat în secunda în care nimerești într-un astfel de moment și îți dai seama cât de tort era de fapt să fii în același loc cu mulți oameni, să trăiești aceeași emoție, să vezi reacțiile oamenilor, să simți că lângă tine mai e cineva și că nu ești izolat. Din fericire și noi am deschis teatrele chiar de luni, undeva pe la Teatrul Național, de exemplu, din București, după 15 vor avea loc spectacole. Pe 15 mai Teatrul Național pregătește un experiment, adică vom avea o sală plină cu oameni totalmente vaccinați. Deci cumva, ușor, ușor ne revenim și noi și dăm drumul la... lucrurile vin spre normal, sper. Foarte bine. Să nu ne mai întoarcem. Foarte bine, cu toții așteptăm acea normalitate. O invitați și pe Simona Halep la un spectacol de ale dumneavoastră, dacă tot ați fost ieri prezent la meciul ei. Simona Halep vine la teatru și vine destul de des. Adică a fost unde am jucat cam peste tot, până și la Green House a coborât împreună cu Horia, au fost la meciile noastre, Michi Buzărnescu vine la teatru, Irina Begu vine la teatru, deci noi suntem foarte apropiați de ei, chiar dacă nu ne vedem cu ani, dar în public noi suntem, când noi la ei, când ei la noi, și ne bucurăm de prezența lor și ei se bucură de momentul de relaxare. Ei ne spun nouă că nu înțeleg cum facem noi cu emoțiile, noi le spunem lor că nu înțelegem cum reușim să depună atâta efort. Da. Deci ne respectăm și ne iubim reciproc, ceea ce e minunat. Oricum Simona în curând va avea Roland Garros, cred că urmează după Roma. După Roma Roland Garros, exact, da. Deci, da, va fi o perioadă cam complicată pentru ea de venit la teatru, dar poate după, cine știe. Apropo de Simona Halep și cu asta încheiem, domnule Manole, am văzut în urmă cu câțiva ani o declarație frumoasă oferită de dumneavoastră, poetic așa, referitoare la Simona Halep. Spuneați, teatrul este exact cum e Halep la tenis, e o jucătoare bună, dar dacă nu se întâmplă în ziua meciului să-i meargă mintea, să fie inspirată, să primească harul divin, să prindă energie, nu poate juca perfect. Ieri, din păcate, nu a fost un meci perfect pentru Halep cu Mertens.
Da, sunt zile și zile și noi actorii avem zile proaste și ei au zile proaste, oricât te-ai antrena, oricât ai vrea de mult să câștigi, oricât de bun ești. Sunt zile în care nu reușești, nu simți mingea, nu simți racheta, nu simți terenul. Vine partenerul cu o energie foarte bună, de unde vine, habar n-am. Se întâmplă. Dar și când câștigă cu 6-0, 6-1, ne bucurăm cu toții și o ridicăm în slăzi, după care ne întristăm și ne începem. Avem și darul ăsta al nostru de a ne răzbuna pe sportivii care nu reușesc în fiecare zi, de parcă noi am fi performanți în fiecare zi. Da, din păcate, nu suntem nici noi performanți. Nu suntem nici noi performanți în fiecare zi și e bine să ne iubim sportivii și atunci când poate nu sunt în cea mai bună formă a lor. Sunt oameni și cred că au făcut destul bine țării astea, că să le mulțumim de acum încolo. După părerea mea, după gustul meu, Simona Halep, dacă mâine se oprește și mai face nimic, a făcut pentru noi românii cu asupra de măsură, adică mai mult de atât, deja e un bonus. Așa este.